Bine v-am găsit la Dincolo de ceea ce știm. Sus, pe toaca ceahlăului, te integrezi peisajului și te armonizezi în toate. Îți cântă ființa de puterea acestui pământ și simți că te adaugi neamului tău. Mărturisea Mihail Sadoveanu. Da, câtă trăire! Ne cântă ființa de puterea acestui pământ, simți chemarea în mai multe astfel de locuri în țara noastră. Și sunt locuri vii, pudrate cu parfumul lui Odinioară. Astăzi vă invit să descoperim împreună cu invitata mea, Dimitria Puchiu, specialist și formator în informație energetică, tainele unor locuri speciale din România. Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și spune! Îți mulțumesc pentru invitație și bun regăsit telespectatorilor tăi! Mulțumesc că ai acceptat invitația. Să știi că sunt onorată să te am aici în platoul emisiunii noastre, emisiunii mele pe care o moderez. Și știu că ai adus așa informații noi și proaspete, pentru că te întorci într-un loc foarte încărcat energetic, de la Sarmizegetuza. Dar, înainte să ne spui așa despre acest lucru, aș vrea să vorbim puțin, pentru că tocmai am spus, de Munții Ceahlăului. Este o zonă încărcată energetic, așa, este o zonă specială acolo? Bineînțeles, crestele Carpaților sunt înțesate de vârfuri sacre. Și aici aș vrea să încep prin a preciza că acel Cogaionon, din studiile mele și perspectiva din care privesc eu zona minunată a României, este pretutindeni, într-un fel, pe teritoriul nostru. Avem un Cogaionon acolo, în Munții Șureanu, lângă Sarmizegetuza Regia, vârful Godeanu. Mai avem un Cogaionon, vârful Gugu, muntele ascuns din Retezat. Mai avem un Cogaionon acolo, în Ceahlău, vârful Toaca. Mai avem un Cogaionon și acolo, la Polovragi. Deci, în funcție de zonele în care trăiau străbunii noștri, fiecare spațiu avea un punct de conexiune cu universul, conform religiei și sistemului de credință de atunci. Dar nu întâmplător alegeau străbunii noștri astfel de vârfuri, pentru că energetica specială degajată de formele piramidale ale munților confereau o susținere și un suport în realizarea trăirilor, accesării informațiilor, revelațiilor și în același timp o accesare a informației necesare și utile fiecărui timp. Practic, puteai să primești îndrumări, călăuzire prin intermediul inițiaților, prin intermediul preoților daci de atunci și a preoteselor, astfel încât viața ta să decurgă frumos într-un flux natural, firesc, al universului, fără a fi forțări, fără a fi impuneri doctrinare sau pur și simplu prin a simți ce înseamnă de fapt divinul, divinul din tine, divinul care ne înconjoară. Câtă profunzime în cuvintele tale! Chiar vreau să știu ce înseamnă pentru tine, Dimitria, divinul, conexiunea asta cu divinitatea. Pentru că eu te urmăresc de mulți ani și știu că ai început să mergi pe calea aceasta chiar acolo la Sarmizegetuza. Ți s-a întâmplat așa o relevație, ai avut o trăire specială. Da, da. Exact, transformatoare, pentru că locurile energoinformaționale, locurile sacre, așa cum sunt denumite generic, au acest efect transformator, alchimizator, trezirea conștiinței. Pot spune că dintotdeauna, de când m-am născut, aveam o perspectivă asupra vieții diferită de contemporanii mei și puneam întrebări încuietoare vis-a-vis de ce este divinitatea, cum este de fapt Dumnezeu și care este adevărul despre acest Dumnezeu. Am avut avantajul că sufletul meu s-a întrupat într-o familie, într-un trup adus aici în lumea aceasta, într-o familie religioasă, tatăl meu fiind preot ortodox. Practic am fost familiarizată de mică cu aceste informații despre divinitate din perspectivă ortodoxă. Iar apoi, odată cu maturizarea mea, cu căutarea drumului meu în viață, am ales să caut adevărul. M-am îndreptat spre facultate de drept,
încercând să caut acel adevăr și dreptate. Ulterior, mi-am dat seama că sunt atrasă de un aspect mult mai profund al acestui adevăr, nu doar dintr-o perspectivă umană, doar să împlinesc un act de justiție, ci un act prin care mi se pare just ca oamenii să aibă acces la o informație care să-i centreze, să-i ajute în evoluția lor personală, să-i determine să-și dorească să fie independenți, să se bucure de ceea ce sunt, fără a mai fi, să zic că, într-un fel, influențați de diversele interese sau curente. Contează foarte mult, iar drumul meu spre Sarmi Segetus a pornit dintr-o căutare a sufletului meu. La un moment dat, mi-am pus întrebarea, probabil așa cum și tu ți-ai pus-o și poate foarte mulți telespectatori, cum pot să-mi trăiesc eu această viață fără a avea regrete, să mă bucur de fiecare clipă? Care o fi menirea mea? Să fie chiar atât de puierilă existența noastră și să se rezume doar la a ne trezi, a face câteva activități pe parcursul zilei și pe urmă iarăși o zi, într-o rutină, da, care într-un fel imprimă o monotonie? Și la un moment dat am aflat despre Sarmi Segetusa Regia când încă nu se vorbea așa cum se vorbește astăzi, în urmă cu câțiva zeci de ani. Numai sonoritatea cuvântului a trezit în mine dorința de a merge acolo. Drumul către Sarmi Segetusa Regia înainte se parcurgea nevoios pe un drum forestier. Doar cei care simțeau chemarea acelui loc aveau curajul și se încumetau la un astfel de traseu. Când am ajuns acolo cu un grup de inițiați, într-adevăr am avut acea trăire transformatoare. M-am dus acolo, deși am fost avertizată și eu vă avertizez de asemenea și pe voi, să nu mergeți cu așteptări, pentru că mintea noastră confecționează diverse scenarii. Dar universul are un plan mult mai măreț pentru fiecare dintre noi. Și surpriza minunată este atunci când te lași condus de acel flux, fără a avea vreo așteptare sau fără să-ți imaginezi că lucrurile trebuie să decurgă într-un anumit sens. Și spun că acolo, când am ajuns, așteptările mele au fost depășite. Într-un fel, în prima fază mă blocasem pentru că eu aveam o viziune despre divinitate și consideram că dacă tot vin dintr-un astfel de mediu în care am fost aproape de Dumnezeu, așa cum știu oamenii, clar, mie porțile Universului mi se vor deschide, am un avantaj în felul acesta, știi? Și află că lucrurile au stat cu totul altfel. Mi-am dat seama atunci că ceea ce consideram eu ca fiind divinitate are un alt mod de manifestare. Nu așa cum am fost noi învățați. Nu într-un sistem servil sau ca într-un schimb reciproc, știi, ca să, așa cum majoritatea oamenilor sunt obișnuiți să trateze de multe ori divinitatea, din păcate, ca un prestator de servicii. Știi, eu cer și tu îmi dai. Uite, eu fac fapte bune și tu trebuie să-mi dai o recompensă, exact. Nu? Mă răsplătești cumva. Exact. Și atunci, clar, mi-am dat seama că lucrurile stau cu totul altfel. De fapt, această divinitate este o mare conștiință și după Sarmi Segetusa Regia, locul inițial al trezirii conștiente a ceea ce sunt, a urmat un alt punct inițiatic special în locul de acasă din Bucegi, un loc pe care eu l-am botezat așa, unde acolo, pentru totdeauna, pot să zic că m-am lămurit și mi-am schimbat perspectiva asupra ce înseamnă de fapt Divinul. Divinul este o imensă conștiință, o formă de manifestare inteligentă care are energii, informații, deci o bază universală de date, pe care noi le utilizăm în funcție de nivelul nostru de elevare. Noi, la rândul nostru, avem conștiința noastră individuală prin acest suflet pe care îl găzduiește trupul nostru de aici. Și atunci, clar suntem interconectați atât cu sursa, cu Divinul, în esența sa, cu marea conștiință, cât și noi, între noi, oamenii. Indiferent unde am fi, indiferent de sistemele noastre de credință, toți facem parte din această unitate a conștiinței. Este minunat să vezi acolo la Sarmi Segetusa cum oamenii se transformă și ulterior
văzând transformările care au loc în structura mea și cât de simplu este totul și cât de ușor poți să schimbi ceva în structura ta fără a fi nevoit să muncești. Noi oamenii suntem obișnuiți să considerăm lucrurile serioase sau transformatoare, să le luăm într-un sistem metodic, așa cum este sistemul de învățământ. Da, trebuie să știu, să cunosc, că există niște etape, niște procese. Un tipar. Un tipar, exact. E, iar eu sunt atipică, iar informația pentru mine a fost revelată tot în stilul meu. Și atunci mi-am dat seama că drumul către locurile energoinformaționale, locuri sacre, precum templele dacice, vârfurile munților, peșterile, sunt zone în care omul călătorește nu doar în exterior, ci în primul rând spre interior și are posibilitatea să descopere și să afle răspunsul la întrebarea ce sunt și cine sunt, să-și descopere puterea interioară, care este total diferită de puterea pe care noi o râvnim în dimensiunea aceasta și în lumea aceasta. Puterea descrisă prin ocuparea unei funcții sau printr-o putere financiară sau un alt fel de putere, de influență. Da? Deci, puterea ta interioară este mai mult decât atât și locurile acestea îți dau posibilitatea să descoperi, de fapt, măreția ta interioară. Această trăire pe care tu ai avut-o se aseamănă, se poate asemăna și cu alte trăiri? A fost unică prin ceea ce a fost la momentul respectiv? Sau ai mai tot avut de-a lungul timpului trăiri asemănătoare? Pentru că vreau să te întreb dacă sunt anumite simptome pe care le ai sau pe care putem să le avem noi, ceilalți. Da, și eu vreau să împărtășesc ca prin experiența mea, cei care ascultă să caute propriul lor drum și să aibă niște repere. Poți să zici că punctul inițial pornește de la ce îmi place mie, ce zonă aș vrea să văd, spre ce tip de informație. Totul izvorăște de acolo, din glasul sufletului tău, din interiorul tău. Apoi, clar, căile ți se vor așeza, să zicem așa, ți se vor deschide porți către oameni, situații. Deci, ca și început, într-adevăr, vine în primul rând această dorință. Dar cum? Afli un cuvânt. Da? De exemplu, cum a fost în cazul meu, Sarmi Segetusa, zona dacică. Prea puțin învățasem la istorie sau ce se preda pe timpul și pe timpul meu, dar mai ales și acum, despre ce înseamnă societatea getodacă, sistemul lor religios zalmoxian, sistemele lor de coordonare a societății, de ordonare, principiile lor de viață. Și atunci, când am auzit Sarmi Segetusa Regia, deja dorința de a cunoaște m-a determinat să mă îndrept spre acea zonă. Ca și simptome, din punct de vedere fizic, oamenii de obicei se raportează doar la cele cinci simțuri și tindem să ne rezumăm la astea, uitând că noi mai avem ceva aparte, extrasenzorialul, al șaselea simț, care îți dă semnal și prin cele cinci simțuri. Adică, simți vibrația și energia unui spațiu, te duci acolo, da? Și simți beneficitatea într-un mod particular. Noi suntem foarte diferiți și simțim într-un mod diferit. Descărcăm anumite informații, dar trecem prin filtrul nostru personal, emoțional și psihologic. Și atunci, clar, modul în care îți vine acea informație poate fi și vibrație, poate fi simțită de corpul fizic ca o stare de căldură ușoară, de presiune deasupra capului, o stare de bine, de relaxare care se o simți. Iar apoi, după ce ai aceste simptome, cum spuneam, fiecare simte într-un mod diferit, intrând într-o stare de conștiință extinsă, de meditație, poți să accesezi informațiile. Iar aici vin la a doua parte a întrebării tale. Cum poți, sau dacă au mai fost situații ulterioare? Fiecare situație sau fiecare trăire este unică. Este oarecum impropriu să le compari, pentru că tu primești o informație pentru care ești pregătit acum,
peste o lună primești un alt tip de informații pentru care ești pregătit atunci, la acel nivel. Da. Tu nu mai ești același. Tu te transformi. Tu ai o altă perspectivă. Ești atent la alte detalii. Pentru că este firesc, evoluezi. Totul în univers este într-o permanentă dinamică și evoluție. Și inclusiv structura noastră energo-informațională, în structura noastră spirituală, au loc permanent transformări, insesizabile, că noi, creierul nostru nu poate procesa tot volumul de interacțiuni și de asimilări de informații în timp real. Și așa de multe ori ne surprindem pe noi când zboară gândul către diverse lucruri și nu putem să-l ordonăm, să-l disciplinăm. Iar în decursul timpului pot să spun că am avut mai multe astfel de trăiri semnificative, care spun eu că sunt importante în evoluția mea. Dar în afară de cele pe care noi le reținem ca fiind marcante, de exemplu în situația mea, abia acum aproximativ un an am realizat că prima mea trăire și drumul acesta a fost așezat încă din copilărie, când am intrat pentru prima dată în peștera Ialomiței, peștera inițierilor din Buceci, peștera lui Zalmolc se denumită și altfel. E, și acolo eu m-am dus ca un copil. Eram micuță, eram, cred că în școala generală, eram destul de mică. Dar mi-aduc aminte că aceea a fost prima mea peșteră în care am intrat în această viață. Atunci nu înțelegeam sau poate o vedeam dintr-o altă perspectivă, dar sufletul meu, structura mea a magazinat anumite informații, trăiri. Ca peste timp a apărut momentul Sarmisegetusa Regia, după un alt timp, un alt moment important pe care pot să-l rețin și să-l precizez, este în Buceci, da? Fie la Sfinx, fie în locul de acasă, iarăși acolo sunt momente, de exemplu, în fața Sfinxului, în 2017 mi-a fost revelat potențialul interior. Potențialul interior înțelegând acea structură energo-informațională care deține suma tuturor abilităților noastre. Nu numai al meu potențial interior, ci prin exemplificarea și trăirea pe care eu am avut-o, ulterior mi s-a spus: acesta este potențialul interior atât al tău cât și al fiecărui om. Toți avem în noi această zestre, acel aspect al maestrului, al liderului, al luptătorului și al vindecătorului. Numai că oamenii încă nu știu să se descopere pe sine, să ajungă la ele. Și să acceseze anumite... Exact. Da? Și vezi, fiecare moment noi îl reținem în funcție de menirea noastră, de nivelul nostru evolutiv. Sunt mai mulți factori care contribuie. Nu înseamnă că un om este mai important decât celălalt. Și când privești dintr-o perspectivă spirituală, nu mai există termene de comparație. Totul este așa cum este. Și fiecare om are rolul său de la... Și aș vrea să se înțeleagă foarte clar că nu privim din perspectiva pregătirii profesionale, sociale, a averii și așa mai departe. Nu. Fiecare om, acolo unde este, el își împlinește această menire și unii fără ceilalți, noi n-am putea viețui sau funcționa ca un organism unitar. Deci nu poți să spui că într-o societate este mai important directorul decât muncitorul dintr-o secție. Pentru că acel director fără muncitorul din secție n-ar avea ce să coordoneze, iar pe de altă parte... Acel muncitor are nevoie de o coordonare, de o direcționare a muncii sale prin direcțiile care sunt date de cei care au o altă viziune. Vezi? Deci fiecare avem un rol și o funcție aici, precum și emisiunea ta. Da? Nu întâmplător ai simțit să faci acest pas. Da? Și știi cum îmi place mie să zic, Dimitria, dincolo de ceea ce știm, este ceea ce simțim. Exact. Pentru că simțim, noi cu toții, și putem să simțim și mai mult dacă ne dăm voie să facem lucrul ăsta. Tu, după ce ai avut această simțire cu privire la o trăire transformatoare, cum ai spus și tu, te-ai apucat să scrii, pentru că ai și un număr așa considerabil de cărți pe care le-ai publicat, și care conțin mesaje pe care le-ai primit și tu la rândul tău, sau cum?
Da, deci seria Călător în infinit, cele 5 volume ieșite până în prezent din această serie, reflectă o parte din munca mea și din cunoașterea pe care am dobândit-o. Și pot să spun că este relativ recent, că practic seria am început să o scriu abia în 2017, și la insistențele soțului meu și la insistențele celor dragi care spuneau: cunoști atâta informație, este păcat să nu o împărtășești, să nu rămână generațiilor viitoare, pentru că este o informație vie, care nu este ca un buletin de știri în care spui un eveniment și gata, a trecut evenimentul, este de domeniul trecutului. Tipul acesta de informație este călăuzitor și sunt oameni, cititori, care mi-au mărturisit că revăd aceste cărți, le recitesc și observă că în ele sunt mai multe sensuri, mai multe înțelesuri ale cuvintelor. Eu, de exemplu, numesc aceste înțelesuri ca fiind cuvinte cheie, pentru că în sesiunile de channeling, de exemplu, sesiuni de channeling care au loc în momentul în care conștiința se extinde, ajungi la un nivel de elevare, dar și de accesare a unor câmpuri informaționale, primești o informație din această bază universală de date, din câmpurile informaționale ale universului, ale sursei, într-un mod oarecum, să zicem, general și pare un pic abstract. Eu fac practic o traducere dintr-un limbaj, aș spune, al luminii, da, fără să spun cuvinte mari, dintr-un limbaj universal într-un limbaj inteligibil ființelor umane. Iar momentul în care mi-apar aceste mesaje, mulți îmi spun că își primesc răspunsuri la întrebări pe care nici mai trebuie să le rostească, întrebări pe care, la care se gândeau de foarte mult timp. Și uite, zice, citind, am înțeles un aspect, mi-ai prezentat. Și spun, cărțile sunt ca un fel de manual, pentru că așa mi le-am și dorit, să fie concepute pe înțelesul tuturor. Dau niște definiții și explic ce înseamnă o structură energo-informațională, explic ce înseamnă unitatea creației și a creatorului. Vorbesc despre extrasenzorial, despre puterea pe care cu toții o avem, acest extrasenzorial, dar care nu la toți se activează, pentru că la unii nu este necesar. Așa. La alții, de exemplu, poate nu sunt pregătiți în acest moment, dar poate ulterior, pe măsură ce iau nevoie de o anumită înțelepciune și aprofundarea anumitor aspecte, reușesc să și le activeze. Nu merg pe ideea că un extrasenzorial trebuie să fie neapărat născut, da, în sensul că de mic trebuie să vezi, să percepi. În cazul meu, de exemplu, lucrurile au stat diferit. Chiar dacă de mic aveam o anumită preocupare spre a afla adevărul, asta a fost întrebarea mea de bază, care este adevărul, ulterior am conștientizat că pot mai mult decât am fost învățată prin școală, prin educație, prin ceea ce citeam, și mi-am dorit să înțeleg, să percep universul și prin acest al șaselea simț, cum îl denumesc mulți. Practic, cărțile conțin parte din sesiunile importante, din locuri energo-informaționale, precum Sarmisegetusa Regia, cetatea Blidaru, care se află în apropiere. Avem și noi niște imagini aici. Aici este chiar toaca, da. Aici este la efectul de piramide, se vede un pic umbra piramidei pe fundal. Țara Luanei, aici avem bisericuța lui Iosif, portalul de la Polovrage, unul dintre ele, arcada portal, văzută din două perspective, dintr-o parte și cealaltă. Știu că aici este o poveste interesantă. Exact. Mi-ai spus-o tu, poate o spunem și poate mai încolo, mă gândesc, da, să află și telespectatorii. Aici este reprezentarea morții ca și simbol în peștera Polovrag, denumită și aceasta fiind peștera lui Zalmolxe, dar dintr-o altă perspectivă, din perspectiva vindecărilor și a vindecătorilor. Pentru că Polovragiul este legat de acest aspect al vindecărilor. Aici e vârful ocolit,
Dragul Sfinx, da. Din Bucegi, recunoscut de toată lumea. Deci sunt mai multe locuri aici, intrarea în peștera Ialomiței, peștera inițierilor, cum este denumită, Sarmizegetuza, marele templu circular, templu pământ, discul solar de la Sarmizegetuza. Deci fiecare loc în parte îți oferă posibilitatea să călătorești, din perspectivă spirituală vorbind, să faci acele călătorii spațiotemporale, dar să și scanezi informația din acel spațiu, atât în trecut cât și în viitor. Practic, locurile energoinformaționale sunt porți către univers. Timpul este altfel din punct de vedere, dacă ar fi să îl vedem universal. Noi avem această convenție liniară, ca și spațiul, ca și dimensiunile. Sunt de fapt alte realități pe care noi le trăim. Noi suntem ființe complexe, ființe multidimensionale, de unde vin acele senzații de deja vu sau te visezi, ai un vis în care ești într-o lume diferită, dar știi că acolo este o lume în care tu, o parte din tine, trăiește. Probabil majoritatea oamenilor au și astfel de vise. Da? Astfel se explică prin aspectul nostru multidimensional și practic prin aceste locuri călătorești atât în trecut cât și spre viitor. Surpriza este că niciodată nu poți să anticipezi dinainte ce vreau. Da? Mai ales pentru omul obișnuit, omul care își dorește elevare spirituală. Nu vorbesc dintr-o altă perspectivă direcționată într-un sens de a afla anumite tipuri de informații, unde acolo intervine și un antrenament și o anumită direcție. Vorbesc din perspectiva omului care sincer vrea să se descopere pe sine și să-și dezvolte aceste abilități spre binele său, să-și îmbogățească cunoașterea, să-și eleveze structura lui energoinformațională, nu pentru a demonstra ceva sau pentru că este pus sau obligat de cineva. Exact. Despre toate acestea, dar și despre călătoriile inițiatice pe care tu le organizezi, o să povestim după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!